prezență care emană în jurul său un aer de sensibilitate și în același timp multă căldură. Are o voce de aur, este perseverentă și extrem de pretențioasă cu ea însăși. Să o cunoaștem pe Alexandra Gheorghișor, o tânără în vârstă de 24 de ani din localitatea Băneasa, județul Giurgiu. Numele său s-a făcut remarcat pe marile scene din Italia, Marea Britanie, Ungaria sau Bulgaria. Datorită calităților vocale și a pasiunii pentru teatru, tânăra a îmbinat perfect cele două pasiuni și astfel a ajuns să fie cunoscută în întreaga lume. Totul a început la vârsta de 4 ani, atunci când preotul paroh al bisericii din localitatea natală a îndrumat-o către dans și muzică. S-a înscris mai întâi în ansamblul Mugurel de Vlașca, înființat în anul 1995 la inițiativa părintelui Mihail Balaban. De atunci, fata a urmat cursurile liceului de muzică Dinu Lipati din capitală, iar recent Adriana a fost invitată să concerteze la Florența, alături de dirijorul Ladislao Petru Horvat. Am început de când eram foarte mică, aveam 7 ani. Am asistat la o repetiție a ansamblului Mugurel de Vlașca din satul Meletie. Am fost foarte impresionată de ceea ce făceau copiii acolo. Ansamblul este condus de părintele Mihail Balaban și m-am simțit foarte bine, atmosfera era foarte frumoasă, erau foarte mulți copii, era foarte interesant și atunci am decis să particip și eu. Așadar, Adriana Gheorghișor revine în orașul natal, duminică 31 august, la Ateneul Nicolae Bălănescu pentru a susține un concert alături de pianistul Tudor Căldare. Este un concert de muzică clasică, unde voi cânta alături de pianistul Tudor Căldare, vom cânta arii de operă, vor fi și piese pentru pian pe care le va interpreta el, iar ca invitați speciali avem ansamblul Mugurel de Vlașca. Dragostea pentru opera teatrală și pentru muzica clasică în general au ajutat-o pe Adriana să devină ceea ce este astăzi, un simbol al acestui gen de artă. Și așa cum spunea și mentorul ei, preotul Mihail Balaban, rezultatele muncii sale reprezintă efortul depus încă de atunci când era doar o copilă. Chiar dacă avea numai 7 ani, se putea remarca la ea voință, perseverență și pe la 9 ani, când s-a dus deja la Școala Populară de Arte, la doamna profesoară Cordie, deja ea știa ce vrea să facă în viață. Nu este puțin lucru ca un copil la vârsta de 9 ani să știe ce vrea să facă în viață. Și ca dovadă că a urcat în mare forță, ajungând pe culmile la care a ajuns acum și drumul este de abia la început.